E campion și evident fericit. Târgovișteanul Laurențiu Reghenca a bifat luni la meciul cu Pandurii a 100-a prezență pe banca tehnică a Sterei, calitate de antrenor principal. În aproape 2 ani în Ghencea, Reghe a cucerit 2 titluri de campion, o supercupă și a condus echipa în grupele competițiilor europene. Mai mult, Steaua e aproape de a realiza eventul după 17 ani, dacă bate Astra în finala cupei programată pe 23 mai pe Național Arena. Din totalul de 100 de partide în care Reghenca a antrenat-o pe Steaua, 66 au fost în Liga 1, 7 în Cupa României, 1 în Supercupa României, 12 în UEFA Champions League și 14 în UEFA Europa League. Interesant este că fostul component al micului Ajax l-a luat în Ghencea și pe colegul din apărare de la Târgoviște, Cristi Țărmure. Fostul fundaș al Chindiei ocupă funcția de antrenor secund.